Înainte să te apuci de primii pași în programare, trebuie să-ți răspunzi la câteva întrebări esențiale. Dar cum ai putea răspunde când nu ai încă experiența necesară? Și sunt atât de multe posibilități de a începe, încât șansele să-ți găsești ușor răspunsurile potrivite ție scad considerabil. Din acest motiv, noi, scriu cod, îți vom răspunde doar la de ce să te apuci să înveți programare folosind C-Sharp ceea ce va îngusta considerabil întrebările de care ai nevoie, deși C-Sharp nu este nici pe departe singurul mod prin care îți poți începe călătoria în lumea tehnologiei informației. Întrebările la care urmează să răspundem vor clarifica de ce am ales C-Sharp, dar poate că cel mai important motiv pentru care registrarea este despre C-Sharp constă în eficiența cu care discipolii scriu cod reușesc să-și construiască fundația necesară oricărui programator debutant. Deci, care sunt acele întrebări la care trebuie să-ți răspunzi? Prima și poate cea mai importantă întrebare este cât de mare este cererea pe piața muncii? La 1 februarie 2018, data când am înregistrat acest curmetraj, căutând pe un singur site popular de anunțuri de joburi, am găsit peste 250 de joburi active în c -Sharp la nivel național, dintre care 30 doar în Brașov. Iar dacă joburi par să fie, atunci o altă întrebare care se înlănțuie imediat este cumva vorbim de o tendință temporară pe termen scurt sau este o investiție pe termen lung. C Sharp a fost anunțat de Microsoft în anul 2000 și a devenit disponibil odată cu framework cu .NET în 2002. De atunci au mai apărut încă 10 versiuni noi, ceea ce donată Angajamentul cu care acest gigant informatic, adică Microsoft, consacră energie profesioniștilor din domeniul tehnologiei informației. Limbajul a fost menit să fie simplu, modern și capabil să adreseze problemele de programare de orice fel. Scop cu siguranță atins și lăudat de noi și de specialiștii C-Sharp pe care i-am întâlnit. Dar cât de popular este c -Sharp? Răspunsul este foarte popular. În orice top despre limbaje de programare, C-Sharp oscilează între pozițiile 3 și 5 în popularitate, performanță, căutarea pe piața muncii sau volumul de proiecte, ceea ce este foarte bine pentru un limbaj relativ nou. Competitorii principali în acest clasament sau în aceste clasamente sunt Java, apărut în 95, Python în 91, C în 72, C în 85 sau JavaScript în 95. Deci, în lumina competitorilor săi, putem afirma că C-Sharp este un limbaj nou, care a continuat și continuă să profite din experiența predecesorilor săi, de unde și succesul său față de alte limbaje dezvoltate tot de Microsoft, cum ar fi Visual Basic. Acestea fiind spuse, haideți să răspundem la o altă întrebare. Cât de repede poți începe să înveți? Atunci când înveți să programezi, este important să nu te lovești de prea multe obstacole. De exemplu, că tot vorbim de C-Sharp, acesta vine la pachet cu un singur software numit Visual Studio. Concomitent cu instalarea Visual Studio sunt pregătite și aplicațiile și configurările de care ai nevoie ca să începi munca imediat după instalare. Ceea ce este adesea neadevărat cu majoritatea celorlalte tehnologii care îți vor cere urmărirea unui ghid de instalare sau alte aplicații fără de care nu poți scrie nicio linie de cod tot pentru a răspunde întrebării cât de repede poți începe să înveți, am ajuns și la unul dintre cele mai importante principii despre învățare la scriu cod. Tolerarea ambiguității. S-a demonstrat științific și în mai multe rânduri că persoanele cărora le este mai greu să acumuleze noțiuni din domenii noi sunt acele persoane care simt permanent nevoia să înțeleagă totul dintr-o dată. Cu Visual Studio poți crea ușor aplicații vizuale așa cum vedeți în ecran nu trebuie să înțelegeți perfect ceea ce se întâmplă atunci când adăugați un nou buton, adică codul pe care îl generează Visual Studio, pentru că asta face. Astfel, puteți lucra strict la noțiunile despre limbaj, să faceți exerciții accesibile inițierii, lăsând restul într-o etapă ulterioară din același proces de învățare. Același principiu se aplică și dacă ești obișnuit cu Windows. Îți va fi mult mai ușor și este mai coerent să continui cu C în acest sens deși este o chestiune de filozofie, există un fel de convingere colectivă care indică că programatorii ar trebui să programeze folosind medii și sisteme de operare cât mai apropiate de mediul de producție. Adică, dacă faci aplicații web găzduite pe Linux și sistemul de operare ar trebui să fie bazat tot pe Linux pentru programator. Oricum, este important de notat că vei găsi utile reflexele dobândite în utilizarea Windows-ului atunci când vei programa cu C Sharp și Visual Studio. Deci, dacă ești utilizator de Windows, îți va fi mai ușor să înveți să programezi cu C-Sharp decât cu orice altă tehnologie. Totodată, este important de știut că internetul abundă de resurse, exerciții și exemple de cod cu C-Sharp, iar comunitățile de profesioniști sunt cel puțin la fel de mari comparativ cu celelalte tehnologii. O altă întrebare cu care ne întâlnim destul de des este cât de repede se învață C-Sharp. Este rezonabil să spunem că în trei luni de muncă consistentă poți candida la un job de debutant într-o firmă de IT. Ce înseamnă consistent? Între 100 și 200 de ore de scris cod C Sharp. Ceea ce nu te va face un expert în C nici măcar întreg limbajul nu îl vei stăpâni, dar va fi suficient încât să poți primi sarcini de programare. Și așa am ajuns la ultima noastră întrebare. De ce să înveți C Sharp la scriu cod? Pentru că noi îți vom pune la dispoziție mentorul specializat în acompanierea debutanților în programare. Vei face parte dintr-o grupă de cel mult 3 persoane și vei beneficia de o foaie de parcurs creată special pentru tine și adaptată ritmului tău și nevoilor tale de învățare. Iată ne ajungi la finalul înregistrării. Îți urăm succes în învățare și te așteptăm la scriu cod, locul în care vei trece cel mai ușor de la decizia de a face primii pași în programare la cunoștințele necesare în companiile IT.